Să discutăm în continuare despre problemele de mediu din România, alături de mine în studio este domnul ministru al mediului Mircea Fechet, despre poluare, spuneam că discutăm, și poluarea din București. A fost un episod de poluare chiar în weekend și o să vedem imediat niște cifre pe ecran, sunt cifrele poluării, chiar în apropiere de Ministerul Mediului, domnule ministru, 100% erau, era ceea ce ne arată acum de pe platforma airlife.ro uh, și această poluare uh, se observă, în special în weekend. Cel puțin aceasta este ceea ce spun ONG-urile cu care am discutat. Acum, dumneavoastră, puteți să-mi explicați care sunt sursele acestei poluări care ajung până la Ministerul Mediului și din ce știu, chiar uh, uh, senzorii de la Ministerul Mediului au arătat și au uh, văzut această poluare. Acum, uh... Să știți că Ministerul Mediului nu e doar pentru că e Ministerul Mediului, ocolit cumva de calitatea proastă a aerului. Pentru că este adevărat, nu se întâmplă doar în weekend. Avem două săptămâni de când colegii mei de la Agenția pentru Protecția Mediului București înștiințează pe toate canalele noastre de comunicare că avem. Pe anumiți poluanți, cel puțin, cum ar fi oxizii de azot și particulele PM2,5, depășiri ale valorilor limită. În tot Bucureștiul, nu se întâmplă acest lucru localizat într-o anumită comună sau într-un anumit punct, să putem considera că avem un episod de poluare punctual acolo. Pentru că au fost și astfel de situații. Când fie a, au fost incendiată o miriște sau au ars alte lucruri care n-ar fi trebuit să fie arse însă atunci când ai difuzie aproape zero, când ai calm atmosferic, când nu bate vântul și când ai niște condiții meteo care țin de umiditate și de temperatură care să nu favorizeze dispersia poluanților. Atunci, tot ceea ce producem noi în București, că o facem din trafic, că o facem cu încălzirea rezidențială sau cu alte surse de poluare, se adună, se adună și aprind toate analizoarele, toți senzorii, toate stațiile de monitorizare a calității aerului. Lucru care nu înseamnă doar un aer poluat și un aer mai puțin sănătos pe care îl respirăm fiecare dintre da, noi. Nu e dar doar... ne poate duce și în fața Curții Europene de Justiție pentru că România are pe rolul Curții niște proceduri de infringement care țin și de calitatea aerului. Da, o să vedem că nu doar la Ministerul Mediului a fost poluat, <coughs> o să vedem și noi alte Noi încă așteptăm grafii. planul integrat de calitate a aerului. Deci a fost amendat, Garda de mediu -a amendat, a amendat Primăria Capitalei cu 150.000 de lei. Și această amendă a fost contestată de Nicu Jordan. De ce a fost amendată? Acum să știți că e dreptul oricărei primării și oricărui cetățean până la urmă să se adreseze instanței de judecată și să conteste, să conteste un proces verbal de stabilire a unor contravenții. Însă, eu sunt convins că. Acești comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, când merg în control, fie că fac acest lucru la Primăria București sau la orice altă primărie din România, știu foarte clar ce au de făcut și aplică legea așa cum trebuie și din ce știu, amenda pe care Garda de Mediu a aplicat-o Primăriei București se referă la lipsa unui plan de integrat de calitatea aerului și mai ales la lipsa unor măsuri adecvate. Pentru că una măsuri, e să ai de exemplu, uh, planul... Domnului, planul Ar să ia depinde primăria. pentru fiecare sursă de poluant. Dacă discuți, spre exemplu, despre încălzirea rezidențială, trebuie să te asiguri ca primărie că... Uh, Sursele de încălzire rezidențială sunt scoase în afara orașului pe cât posibil sau sunt și la, cât în mai, cazul mașinilor a cât mai puțin. Dacă discutăm despre trafic, revin la ceea ce am discutat mai devreme și anume finanțarea autoturismelor mai puțin poluante în stații de încărcare. Dacă discutăm despre particule, adică praf, astea sunt PM2,5, pe unii îi afectează foarte tare, dar o măsură extrem de simplă, folosită în toată lumea pentru reducerea prafului, pentru reducerea particulor, este spălatul străzilor. Până la urmă sunt măsuri... Spălatul străzilor, bulevardele mari, cele pe care circulă transportul în comun, sunt la primăria capitalei. Bulevardele mici, străzile nu, mici, sunt la primăriile de sector. Eu nici măcar nu vreau să-mi dau cu părerea în atribuțiile... Nu, vă spun eu că asta, asta se nu. întâmplă. De, 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 responsabilitatea este cumva împărțită îndoială, la primării de sector atât și primării primării de sector cât și primar, sector primăria generală, eu cred că toată lumea va fi amendată. Dacă vom constata că nu este respectată legea, toată lumea va fi amendată. Însă ceea ce vreau să spun este că amenda nu rezolvă problema. Amenda nu înseamnă că la uh, spitalul de boli respiratorii Marius Nasta vom avea mai puțini copii sau mai puțini bătrâni internați. Nu, nu rezolvă această problemă. Da, Nicușor Dan spune așa. Trebuie să, trebuie să ne obișnuim cu instituții care sunt la rândul lor politicianiste. Evident că este poluare în București, dar dacă e poluare în București, trebuie să ne uităm și care sunt sursele poluării. Este o responsabilitate partajată. Sunteți de acord că uh, Garda de Mediu este o instituție politicianistă? Comisarii uh, Gărzii de Mediu București sunt aceiași de zeci de ani. Erau aceiași și când Garda de Mediu era condusă de USR, dacă mi-amintesc eu bine, era, erau aceiași și când era condusă de alți demnitari. E adevărat, comisarul șef e demnitar al statului român, dar angajații sunt aceiași. Și nu vreau să cred că un funcționar public se uită în monitorul oficial să vadă de la ce partid e ministru sau de la ce partid e conducătorul instituției și atunci merge și aplică sau nu amenda. Primăria Capitalei a fost amendată în nenumărate rânduri de indiferent cine a fost primar general atunci când s-a pus problema poluării calității aerului și pot să fiu de acord cu domnul primar general că într-adevăr este o responsabilitate partajată. Nu vreau să spun, să arăt cu degetul doar spre primar. Pentru că e un efort până la urmă acela de a avea un mediu mai curat, ne referindu-mă doar la calitatea aerului. Și în materia gestionării deșeurilor, ca să luăm un exemplu și mai simplu. E un efort partajat între primărie, între salubrist, între operatorul stației de sortare, între cel care tratează deșeurile, cel care operează groapa și nu în ultimul rând cetățeanul, care dacă nu participă în tot acest proces și dacă nu simte că are un beneficiu din chestia asta, ca să... Ați menționat de Garda de Mediu și vorbeam despre Garda de Mediu. Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, nu mai știu dacă acum este sau nu este membru SR, dar în momentul în care a condus această instituție, punea valorile ridicate, arătate de senzori, pe seama arderilor ilegale din jurul Bucureștiului, nu din București, și susținea dânsul. Că um, asta uh, se datorează și în acțiunea autorităților care nu reușesc să blocheze aceste are. Eu vă întreb, cum ajunge uh, atunci când nu există niciun fel de dispersie? Orice uh, foc ar fi într-un loc, uh, poluează zona respectivă. Și cum, poate să ajung, cum pot ajunge acei poluanți de la zeci de kilometri sau de la kilometri întregi în mijlocul Bucureștiului pe calea victoriei? Mi-ar fi foarte simplu să spun că acest lucru se datorează fenomenelor, fenomenului arderilor ilegale, dar asta ar însemna să considerăm că problema nu e a noastră, ci e în altă parte din discuții multe pe care le-am avut cu specialiștii și înțelegând că încă mai avem astfel de situații. Sunt pe la Sintești când și când se mai ard deșeuri pe acele câmpuri. Mai sunt câteva județe în România unde există încă această practică la o scară mai mică decât se întâmpla în de -a anii de trecuți. Pentru a Însă vă spun că metalul. atunci când pe calea victoriei ai depășiri la particule, nu poți să te uiți la o primărie sau la o uh, comunitate din jurul Bucureștiului și să crezi că praful din București vine de acolo. Pentru că e din București. E Ca să asta. înțeleg, să vă întreb. De foarte multe ori vedem că acești senzori, toată lumea poate să vadă cu siguranță și dumneavoastră, se înroșesc în weekend când nu există trafic în București, când nu există absolut nimic. Atunci, în weekend, seara, care sunt sursele poluării? De ce atunci se înroșesc acești senzori? Am, am mai auzit uh, discuția asta. Eu cred că încălzirea rezidențială în uh, perioada anotimpului rece funcționează și în weekend, și noaptea, și în timpul săptămânii, indiferent uh, de zi, dacă luăm în calcul că o componentă semnificativă a oxizilor de azot, cel puțin, provin de la încălzirea rezidențială. Fie că discutăm despre casele din București care încă folosesc lemn de foc. Sunt, am aflat și eu că există cartiere întregi care nu doar că nu sunt branșate la un sistem decentralizat, dar nici măcar nu folosesc rețeaua de, de gaz, de gaze naturale, pentru a avea o ardere cât de cât mai curată și cu poluanți mai puțin, iar din acest punct de vedere, eu cred că o măsură pe care autoritatea locală ar putea să o ia, dar acest lucru trebuie cuantificat cu studii în spate și cu acest plan integrat de calitate aerului despre care discutăm de ani de zile, dar pe care nici astăzi nu-l avem. Și am putea, spre exemplu, să decidem că finanțăm sisteme de încălzire mai puțin poluante. Noi deja pregătim un, un draft de finanțare, un ghid de finanțare la Ministerul Mediului. E drept că se adresează comunităților din zonele montane, dar ne propunem să finanțăm sobe cu un randament care să depășească 80%. Ce, va, ce vor arde aceste sobe? combustibili solizi, lemn, peleți sau brichete, dar care, pe lângă acest randament de 3-4 ori mai bun decât randamentul pe care îl avem astăzi, au emisii de poluanți aproape când de va fi, zero. Când va fi gata? Când va fi acest program disponibil cetățenilor? Astăzi am avut, sper eu, ultima discuție cu colegii din AFM. Am centralizat toate observațiile primite ca urmare a unui proces de transparentizare. Am avut multe observații legate mai ales de siguranța orientativ. Acelor... La când, când să ne așteptăm? Eu cred că în 5-6 săptămâni am putea să să spunem că avem și platforma informatică pregătită, portalul în care să se înscrie cetățenii și ghidul publicat în monitorul, în monitorul oficial. Dar este doar un exemplu despre cum putem îmbunătăți calitatea aerului diminuând emisiile din încălzirea rezidențială. Vorbeați despre mașini. Ați dat exemplu programului RABLA. La un moment dat, Primăria Capitalei a avut această intenție pe care, până la urmă, la care a renunțat și anume să introducă taxă de acces în centrul capitalei. Acest lucru se întâmplă în marile metropole, metropole ale Europei. Dumneavoastră susțineți o asemenea măsură? Eu susțin orice măsură care să genereze un aer mai curat pentru bucureșteni. E adevărat că, în calitate de ministru, nu pot să decid sau să dispun că în centrul Bucureștiului ar trebui să se intre doar cu mașini cu o anumită normă de poluare. Cum se întâmplă în foarte multe orașe. Ai Euro 6, mergi în tot orașul, ai electrică, mergi și pe unde trebuie. Ai Euro 2, ocolești puțin o anumită zonă dacă vrei să tranzitezi acel oraș. Există în multe orașe din Europa astfel de măsuri, iar aceste măsuri nici măcar nu sunt permanente. Pentru că, dacă ai o zi în care condițiile atmosferice îți permit o dispersie bună a poluanților, în acea zi sau în acea perioadă poți să nu ai niciun fel de restricție. Dar atunci când toți analizorii. Ajung să fie pe culoarea roșie. Și atunci, când calitatea aerului scade suficient cât să pună în pericol acele categorii vulnerabile de populație, respectiv copiii și bătrânii, pentru că ei suferă cel mai mult, atunci se pot lua pe loc astfel de măsuri și se poate decide ca într-un anumit interval orar sau pe o anumită zonă, pe o anumită stradă. Accesul cu mașinile foarte poluante să fie Ați încercat să vorbiți despre limitat. asta cu primăria capitalei, despre această idee a dumneavoastră? Vă mărturisesc că personal nu am avut astfel de discuții, însă colegii mei de la minister se chinuie cu acest PICA, cum îl numim noi, programul planul integrat al calității aerului de ani de zile, de când a, a existat început să existe riscul ca statul român să fie condamnat de către Curtea Europeană de Justiție, a început acest dialog. În care erau, erau, mai multe orașe, era București, era Iași, Brașov. Avem cinci aglomerări urbane. Este vorba de București, de Brașov, de Iași și de Timișoara. Și de Timișoara. Deci ar fi patru. Uh, și cred că e și Clujul, dar sper să nu fac o greșeală. Da, da o să uh, uh, în, în ideea în care uh, dumneavoastră Dar astăzi are... doar de la București da. nu avem uh, acest plan integrat și restul să orașelor au. Și restul orașelor au. El, uh, este un document care propune anumite strategii. În ce, și la care, ce etapă se află? Uh, și la, care la, odată cum... puse în aplicare ar putea să uh, conducă la Faptul că ele dau rezultate și că ne-am îndeplinit obiectivele, sau putem la fel de bine să constatăm că, deși ne-am propus să spălăm străzile, să spălăm roțile mașinilor care ies din șantiere, să folosim protecție la fiecare șantier să nu ajungă praful în oraș, să plantăm arbori să punem să facem piste de bicicletă și la, poate fel, că la fel și primăria unii... susține că în jurul capitalei a fost distrusă uh, acea perdea verde care trebuia făcută <coughs> inclusiv de Ministerul Mediului sau de A Rob fost Silva. distrusă acum 200 de ani, nu Dar e ca -a și fost cum. Făcută. Așa este, însă mai spun ceva. Putem să facem 10 centuri verzi. Dacă noi nu ne rezolvăm problemele noastre locale din mijlocul Bucureștiului, centura verde de la Snagov, de la 50 de km distanță, nu poate să rezolve poluarea produsă local în mijlocul București. Nu are cum, fizic da. nu are cum. Putem să identificăm multe soluții aflate la kilometri de părtare, dar eu cred că e sănătos să începem cu noi înșine.